Să citim din 1 Samuel, capitolul 17, de la versetele 12 la versetele 20, la versetul 20. 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 12 la versetul 20. Pagina 308 în Sfânta Scriptură, cei care doriți să urmăriți. Și David era fiul Efraimitului aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii. Pe vremea lui Saul era bătrân, înaintat în vârstă. Cei 3 fii mai mari a lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut din cei 3 fii ai lui, care porniseră la război, se numea Eliab, al doilea Abinadab, al treilea Shama. David era cel mai tânăr. Și când cei 3 mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. Filisteanul înaintea dimineața și seara și s-a așezat astfel timp de 40 de zile. Isai a zis fiului său David: ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du-și aceste 10 cașuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor, să vezi dacă frații tăi sunt bine și să mă aduci vești temeinice. Ei sunt cu Saul și cu toți bărbații lui Israel în Valea Terebinților, în război cu filistenii. David s-a sculat dis de dimineață, a lăsat oile în seama unui paznic, și-a luat lucrurile și a plecat, cum îi poruncise Isai. Cum a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șiruri de bătaie și scoteau strigăte de război. Amin. Am citit aceste cuvinte și, sigur, capitolul 17 este lung, 58 de versete, dar am citit doar câteva din ele și vreau cu ajutorul Domnului să împărtășesc cu dumneavoastră. M-am rugat Domnului să-mi dea un cuvânt și Domnul mi-a dat cuvântul acesta de aici și aș vrea să îmi intitulez predica mea: ce aduci în oștirea Domnului? Ce aduci în biserica Domnului? În familia ta? Ce aduci pe grupul Domnului este aici? Cu ce vii? Cu ce aduci pe grupul Domnului este aici? Sau în oștirea lui Dumnezeu. M-am uitat aici la David, la cei pe care îi avem aici în capitolul 17, că au adus lucruri diferite și e atât de important ce aducem noi înaintea Domnului. Și primul lucru pe care l-am observat este, sigur, ceea ce aducem este atât de important pentru că biruința bisericii, biruința oștirii Domnului depinde de ceea ce noi aducem înaintea lui Dumnezeu. Și avem de luptat cu un dușman puternic, mare, mai tare decât noi. Și atât de important e să fim biruitori. Trăim o vreme în care lupta se întețește mai puternic, vorbesc de lupta spirituală, și atât de important e ca noi să aducem ceea ce este nevoie pentru ca să câștigăm biruința, la aceasta suntem chemați și zic ca Domnul să ne dăruiască la toți biruința. Și m-am uitat la David ca să câștige biruința. Primul lucru care l-am observat aici este că David ascultă de tatăl său. David se pune la dispoziția tatălui său. De la versetele 17 și până la versetele 20 putem observa lucrul acesta. Isai a zis fiului său David: ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du-și aceste 10 cașuri de brânză căpetenie care peste mia lor, să vezi dacă frații tăi sunt bine și să mă aduci vești temeinice. Ei sunt cu Saul și cu toți bărbații lui Israel în Valea Terebinților. Uitați-vă
cum David ascultă. David s-a sculat des de dimineață, a lăsat oile, dar nu singure, în seama unui pasnic, și-a luat lucrurile și-a plecat cum îi poruncise Isai, spune cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru care ne ajută, care e atât de important să-l aducem în Biserica Domnului, în oștirea Domnului, în familiile noastre, este ascultarea de Tatăl nostru, de Tatăl Ceresc. Atât de importantă e ascultarea. Să știți că dacă suntem ascultători în lucrurile mici, Dumnezeu ne va da biruințe mari. Să știți că biruințele mari pornesc de la ascultări mici. Biruințele mari pornesc atunci când noi suntem în primul rând credincioși în lucrurile mici. Pentru că cine e credincios în lucrurile mici, Domnul îi încredințează și altele mai mari. Și m-am uitat la David, că el s-a pus la dispoziția tatălui său și nu a spus: tată, bine, dar numai pe mine m-ai găsit că-s cel mai mic și eu oricum avem treabă cu oile. Doar trei erau în război mai mari, frații lui, acolo în Valea Terebinților, cu Saul. Putea să spună, să motiveze, dar pot să-i trimis pe alții. Dar el intră în ascultare, ascultă de tatăl său și pleacă și Dumnezeu dă biruință celor ce ascultă de el, să știți. Dumnezeu e acela care se uită și cântărește ascultarea noastră și e atât de important să ne cercetăm în seara aceasta cum ascultăm de Domnul, de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea face mai mult decât jertfele, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pilda ascultării noastre este Domnul Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 2 cu versetul 8 spune: s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Uitați-vă ce spune: ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. E atât de important, dragii mei, ascultarea noastră de cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, pune duh de ascultare în noi, în copiii noștri. M-am uitat la David după ce ascultă de tatăl său și mi-am pus întrebarea: ce-a adus el la frații lui? Ce-a adus el nu numai pentru frații lui, că și pentru căpeteniile care erau acolo. Îți duc pentru frații tăi ceva, dar duc și pentru căpeteniile fraților tăi. Și e atât de important ce ducem. Și m-am uitat că David aduce pâine, aduce hrană. Unii aduc hrană în biserica lui Dumnezeu, în oștirea lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. Aduc hrană pentru alții și se trudesc să aducă hrană. David a adus hrană, a adus cele mai importante lucruri de la stâna de oi pe care el o avea acolo, brânză, caș, le-a adus la frații lui și la căpeteniile care erau peste ei. Și e atât de important ca noi, dacă ne trimite tatăl nostru și ne pune ceva în traistă, ne pune ceva să ducem fraților noștri, să ducem hrană, să ducem pâinea aceasta spirituală, care este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun că e mare nevoie ca să fie săturați alții prin noi și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta și să ne binecuvinteze. M-am uitat ce aduceau alții aici, m-am uitat la Goliat. Știți ce aducea el? El aducea o cară. Chiar versetul 10 spune: arunc astăzi o cară asupra oștirii lui Israel. Acum vreau să vă spun că nu te miri așa mult când din partea vrășmașului, din partea filistenilor, din partea diavolului, îi aruncată o cară. Dar mirarea-i când o cară este adusă datorită că noi nu trăim după cuvântul lui Dumnezeu, nu trăim după voia lui Dumnezeu. Este ocărât numele lui Dumnezeu. Și cu durere o spun și îmi pare rău să o spun, dar este un mare adevăr că unii
aduc ocară în poporul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola către Tit. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, capitolul 2, versetul 5, să citim, și apoi și versetul 8. Aici vorbește despre surori, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune supuse bărbaților lor. Uitați-vă de ce. Pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi trece apostolul Pavel și se adresează tinerilor în versetul 8. Să dea dovadă de curăție, de vorbire sănătoasă, fără cusur. Ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Uitați-vă cât de important e ca noi să nu aducem ocară, să nu zică să fie ocărâtă pocăința, să fie ocărât numele lui Dumnezeu, să nu zică cineva, apoi să mă pocăiesc ca și ăsta sau ca și asta care nu trăiește pocăința. E atât de important ce aducem în poporul lui Dumnezeu, în oștirea lui Dumnezeu, în familia noastră, fiecare. M-am gândit că alții aduc frică în poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 24 ce spune aici cuvântul Domnului din capitolul 17. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. M-am gândit, ce faci atunci când alții dau înapoi? Îi vezi că dau înapoi în pocăință, dau înapoi de la rugăciune, de la jertfire, de la slujire, de la luptă. De la luptă dau înapoi. Ce faci? Uitați-vă ce spune, că o fugit înapoi oamenii ăștia. Ăștia erau israeliți. Când auzau cum striga Goliat înaintea lor, atât i-au cuprins frica și ăștia să călcau în picioare, îmi imaginez, și s-au dat înapoi și au zis, ni frică, le era frică de Goliat. Și frica i-a cuprins pe toți, dragii mei, și e atât de important nu cumva să aducem frica aceasta de oameni. Frica de oameni e o cursă, frica de Domnul e bună, dragii mei, dar aici e vorba de o frică de oameni și-o fugit dinaintea lui. Să știți că cuvântul lui Dumnezeu nu ne învață să fugim dinaintea vrășmașului. Spune să ne împotrivim lui tare în credință și el va fugi de la noi. El trebuie să fugă de noi. Nu noi trebuie să fugim. Sigur, trebuie să fugim de poftele firii pământești. Dar de diavolul, de vrășmașul, nu trebuie să fugim. Și e atât de important, dragii mei. Ce aducem, ce a adus frații lui David, să ne uităm la cel mai mare, versetul 28. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Uitați-vă ce aduce fratele lui. Aduce mânie, aduce vorbe de ocară, de dispreț. Ce aduci în poporul lui Dumnezeu, în oștirea lui Dumnezeu? Se aștepta ca, dacă ai un frate mai mare, sigur, să te încurajeze, să te îmbărbăteze, să îi fi dat o îmbrățișare, să-l fi apreciat, să-i fi mulțumit că le-au adus mâncare, le-au adus ceea ce le-au trebuit. Și în loc de aceasta, uitați-vă cu ce cuvinte vine, îți cunosc mândria și răutatea inimii, spune omul acesta Eliab. Te-ai bogorât aici ca să vezi lupta. E atât de important ce aducem în poporul lui Dumnezeu, dragii mei. Și să ne păzească Domnul, să n-aducem mânie. Să știți că duhul acesta de mânie e așa de contagios. Mi-aduc aminte atunci la nașterea Domnului Iisus Hristos. S-a tulburat Irod, s-a mâniat Irod și tot Ierusalimul s-a tulburat și s-a mâniat împreună cu el. Apoi m-am gândit la Saul, ce a adus Saul
în poporul lui Dumnezeu. Saul, care era căpetenia, versetul 33, uitați-vă ce spune aici. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta. Tu ești un copil și el este un om războinic din tinereța lui. Aduce descurajare, Saul. Poate ați întâlnit în viață mulți care v-au descurajat în loc să vă încurajeze. E mult mai ușor să descurajezi pe cineva și e mult mai greu să încurajezi pe cineva, pentru că trebuie să cauți motivații, cuvinte, să-l încurajezi pe cineva. Da, de descurajat e așa de ușor să descurajezi și să ne întrebăm în seara aceasta, oare nu cumva am adus descurajare în poporul lui Dumnezeu, în grupul acesta Iisus biruința? Văd așa câteodată pe grupul ăsta atâtea mesaje ștersă și îmi dau seama că nu a fost mesajă sănătoasă, nu a fost ceva bun. Oamenii ăștia ori aduc descurajare, ori aduc ceva care nu-i bun pe grupul acesta Iisus biruința, dragii mei, și în biserică vreau să vă spun că e nevoie de încurajare. E nevoie ca să, dacă vedem pe cineva că vrea să lupte, să-l încurajăm, să ne rugăm pentru el. E atât de important să aducem rugăciuni. În Evrei, capitolul 5, cu versetul 7, avem de pildă pe Domnul Iisus Hristos. El a fost acela care a adus rugăciuni. Și aici spune, el este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Uitați-vă ce a adus Domnul Iisus. Uitați-vă ce a adus Domnul Iisus Hristos când era pe cruce. Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac. Uitați-vă câtă dragoste a adus Domnul Iisus Hristos atunci când a venit și a luat copiii în brață și i-a binecuvântat. Uitați-vă, dragii mei, ce a adus Domnul Iisus Hristos atunci la Marea Tiberiadei. A adus pâine și a adus pește fript acolo pe jăratic și i-a așteptat pe ucenici acolo cu masa întinsă. Și apoi a fost acela care cu dragoste l-a reabilitat pe Petru și Domnul a fost acela care și-a arătat dragostea înaintea ucenicilor și în mod deosebit pentru Petru. E atât de important ca să aducem rugăciuni pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. Nu știu cât s-a rugat pentru David ca să-i dea biruință Domnul după ce el a spus, robul tău va merge să se bată cu filisteanul acesta, cu netăiatul acesta împrejur, care aruncă o cară asupra oștirii lui Israel, unei cuvântul lui Dumnezeu, dacă citim în versetul 25, fiecare zicea, atâta erau de cuprinși de frică, ați văzut pe omul acela înaintând, ei dădeau înapoi, filistealul înainta, a înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Uitați-vă că diavolul să luptă, să înainteze, vrășmașul să luptă, să înainteze. E atât de important să aducem în poporul lui Dumnezeu ceea ce a adus David. M-am uitat la David, dragii mei. David aduce speranță. Uitați-vă ce spune în versetul 32. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. David aduce speranță, aduce nădejde. Nu vă pierdeți nădejdea. E nevoie ca să aveți nădejde în Dumnezeu. Aveți nădejde că Dumnezeu ne dă biruință, dragii mei. David, știți ce mai aduce? Aduce înaintea lui Saul și înaintea mai marilor care erau acolo, aduce experiențele lui cu Dumnezeu. Și îmi place. Foarte frumos să aducem experiențele noastre cu Dumnezeu ca să vadă alții că avem un Dumnezeu mare. Și uitați-vă de la versetul 34 la 37. David a zis lui Saul, robul tău
păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă și îl loveam și îl omoram. Așa a ruborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, îmi place cum accentuează el aici, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât-o, mai grav, că a ocărât-o știrea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. El care cu câteva momente înainte a zis, nu poți. Dar după ce David i-a explicat, i-a arătat experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu, le-a adus înaintea lui Saul. Saul și-a schimbat părerea despre David și-a zis, du-te și Domnul să fie cu tine. Dar tot n-avea încredere deplină că va fi Domnul cu el. Că dacă ar fi avut încredere deplină, n-ar fi făcut ceea ce spune în versetul 38. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui și i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit să o dezbrăca de ea. M-am gândit, dragii mei, atunci când trebuie să luptăm, nu numai că ne descurajează, dar m-am uitat la fratele lui David, la Eliab. Îl provoacă să lupte cu el. Uitați-vă versetul 28, ce spune. Eliab, fratele lui cel mai mare care l-a auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie. Și pentru ce te-ai coborât să vezi lupta? Cui a lăsat acele puține oi? Îl provoacă să lupte cu el. Numai că David înțelege că nu cu el are de luptat. Dragii mei, știți ce putem învăța de aici? Nu frații noștri sunt vrășmașii noștri. Nu cu frații avem noi de luptat. Așa cum spune în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, spune cuvântul lui Dumnezeu. Avem de luptat împotriva acestor duhuri puternice, dragii mei, nu împotriva fratelor noștri și diavolul, știți ce vrea? Vrea să ne deruteze de la lupta bună care trebuie să o dăm, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 7, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Vreau să vă spun că lupta cea bună e să ne luptăm cu noi, să ne luptăm cu vrășmașul nostru, cu diavolul, să ne luptăm, dragii mei, să ieșim biruitori, nu să ne luptăm unul cu altul. În Galateni, capitolul 5, cu versetul 15, a văzut Pavel pericolul care îi așteptau pe cei din bisericile Galadiei. Și uitați-vă ce cuvânt greu le-a spus. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Cam așa a vrut Eliab să-l nimicească, să-l facă praf pe David. Numai că David nu s-a luptat cu el, nu și-a pus mintea cu el și a realizat că nu cu acest cu el trebuie să lupte. Și el are de luptat cu altcineva, cu Goliat, trebuia să lupte, care arunca o cară asupra oștirii lui Israel, asupra poporului lui Dumnezeu. Și știți ce îmi place, dragii mei? Că David nu stă cu un spectator aici. Și e atât de important să știți că Dumnezeu n-are șomeri în poporul lui. Să nu stăm ca spectatori în poporul lui Dumnezeu. Se implică să ridice o cara despre, de,
asupra poporului lui Dumnezeu. Dacă ne uităm aici în versetul care spune că robul tău va merge să se bată cu el. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului de frumos, dragii mei. David a zis, nimeni să nu-și piardă nedevestul 32. Robul tău va merge să se bată cu el. Nu stau indiferent. Deși el n-a pornit de acasă să se lupte cu Goliat. El a pornit să ducă hrană fraților lui, să ducă vești temeinice tatălui său. Și m-am gândit că Biblia spune că și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire pentru Domnul. Și Domnul să ne ajute să ducem vești bune, să le lăsăm pe alea rele. Că mass media umple inima oamenilor cu de alea rele. Noi suntem chemați să transmitem veștile bune. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta și Domnul să ne binecuvinteze. Apoi m-am gândit cum câștigă David biruința. David aduce biruința, dragii mei, dar nu cu îmbrăcămintea lui Saul, nu cu îmbrăcămintea lumii, nu cu armătura lui Saul aduce biruința. Să dezbracă de toată armătura aceasta. Vedeți, lumea vrea să ne îmbrace cu hainele ei, vrea să ne îmbrace cu lucrurile ei, dragii mei. Domnul vrea să ne dezbrăcăm de aceste lucruri ale lumii și să ne îmbrăcăm cu armătura lui Dumnezeu. Dumnezeu are armătura lui specială pentru noi, așa cum spune tot în Efeseni capitolul 6, dacă nu greșesc, versetul 13, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă, împotriviți în ziua acea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul, spune cuvântul lui. Luați toată armătura lui Dumnezeu. Vedeți, David, vreau să vă spun că a luat toată armătura lui Dumnezeu și David aduce biruința. Și e atât de frumos lucrul acesta, în oștirea lui Dumnezeu. Să aducem biruința în biserica lui Dumnezeu, să aducem biruința în familiile noastre. Atâtea familii, în atâtea familii se dă o luptă puternică pe viață și pe moarte și putem să aducem biruința. Și m-am uitat aici, cum aduce David biruința, prin ce aduce David biruința, dragii mei. Și să știți că David aduce biruința, în primul rând, prin credință. El rostește biruința înainte de a-și pune pietrele în praștie sau în traistă, înainte de a-și lua toiagul în mână și înaintând spre dușmanul care era în față, spre Goliat. Uitați-vă la versetul 37, dacă îl citim, dragii mei, aici spune cuvântul lui Dumnezeu. David a zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Așa a spus. El s-a văzut biruitor. El a zis, Domnul îmi va da biruința. Îi spune și lui Goliat lucrul acesta, dragii mei. Uitați-vă ce spune versetul 45, cum o mai adus. O adus biruința prin credință. El a crezut. Versetul 45, David a zis filisteanului apoi, tu vii împotriva mea cu sabie și suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele oștirilor, Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel, pe care tu ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ. Dar încă nu acționase, dar el a adus biruința prin credința în Domnul, și în al doilea rând, în numele Domnului Iisus Hristos, dragii mei, o adus biruința și vreau să vă spun că o biruință o avem și noi în numele Domnului Iisus Hristos. M-am uitat în Romani, capitolul 8, de la versetele 33 la 37. Haideți să vedem ce ne spune aici cuvântul Domnului pentru biruința noastră. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Mulți! Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți pe aleșii lui. Cine îi va osândi?
Mulți. Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții. Toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, există un totuși al lui Dumnezeu. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, slăvit să fie numele Domnului. Am uitat, dragii mei, că biruința o avem prin acela care ne-a iubit, care a biruit moartea, care este Iisus Hristos, Domnul nostru. În Psalmul 118 cu versetul 16, acolo este un cuvânt care ne mai arată ce ne dă biruință. Uitați-vă ce spune, dreapta Domnului se înalță. Și când se înalță dreapta Domnului, dreapta Domnului câștigă biruință, slăvit să fie numele Domnului. De aceea e atât de important ca dreapta Domnului să se înalțe, dragii mei. M-am uitat la cele 7 biserici din Apocalipsa, din Asia Mică. M-am uitat că la fiecare, Domnul Iisus, pentru fiecare, în dreptul fiecăruia, ca și concluzie, există sintagma aceasta care se repetă în cele 7 biserici, celui ce va birui, celui ce va birui, îi voi da să mănânce, îl voi face un stâlp, așa mai departe. Făgăduință atât de importante și toate sunt pentru noi. Toate 7 acele biruințe, acele făgăduințe ale biruitorilor sunt pentru noi. Și zic ca Domnul să ne ajute să aducem în oștirea Domnului ceea ce îi place Domnului, să aducem hrană, să aducem pâine, să aducem cinste, să aducem speranță, să aducem rugăciuni, să aducem experiențele noastre cu Dumnezeu, dragii mei, să ne luptăm lupta cea bună a credinței, să nu stăm niște spectatori, să aducem ascultare în poporul lui Dumnezeu, să pună Domnul Duh de ascultare, să aducem vești bune, să aducem vești temeinice, dragii mei, să aducem biruință și să mergem din biruință în biruință. Așa cum spune Psalmul 84, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Puterea ne-o dă Domnul, slăvit să-i fie numele Lui. Amin.